polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică au depistat două persoane care apelau la mila publică cu doi copii mici în brațe în zona bulevardului Regele Ferdinand la Catedrala Mitropolitană. Cele două femei de 36 și respectiv 17 ani, ambele din localitatea Bocșa, Caraș Severin, au fost preluate de polițiștii locali împreună cu copiii, un băiețel și o fetiță de 11, respectiv 9 luni și au fost predate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș în vederea documentării situației lor și luării măsuri lor legale, ținând cont de faptul că se aflau la cerșit cu minorii în praf căldură, neîngrijiți corespunzător, supunându-i astfel unor traume care îi pot marca pe termen lung. Atragem atenția pe această cale asupra riscurilor la care sunt supuși copiii în astfel de situații și transmitem că Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara acționează permanent și proactiv pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen, pe primul loc fiind interesul superior al minorului, luându-se toate măsurile avute la dispoziție din punct de vedere legal pentru protejarea acestuia. Transmit reprezentanții instituției.